sunt cu o carte în mână și mulțumesc prietenului și invitatului nostru, domnul profesor doctorand Emanuel Bălan, Evrei din Târgu Neamț, istoria unei comunități, o lucrare de cercetare în arhive. Foarte interesant, dacă mă întrebați pe mine, la cei câți, 20 de evrei câți au mai rămas în Târgu Neamț, ce rost mai are să mai scriu o carte? La Piatra Neamț sunt sub 140. E important să cunoaștem istoria și mă bucur când, iată, sunt oameni care își dau din timpul lor, stau în arhive, scormonesc, scotocesc să scoată la suprafață lucruri inedite din perioada, cum să spun, contemporană, apropiată nouă. Bună dimineața, domn profesor, și mulțumesc că ați bătut drumul în dimineața asta până la noi să ajungeți, iată, la ora... Cu drag. La această oră în emisiune. Poate telespectatorii sunt surprinși că am inversat puțin. Mâine o să ne facem de cap. Aici nu chemăm pe nimeni, suntem numai noi cu noi și luăm telefoane, îi facem tot ce trebuie. Da, o carte care, din ce perspectivă a apărut așa? O carte cum care v-ați, prezintă istoria. Istoria. Zic așa cu amărăciune că despre istoria locală a județului Neamț nu prea s-a scris. Sunt foarte puține cărți scrise, deși la Piatra Neamț, la arhive, sunt tone de dosare din care putem reconstitui istoria județului și a localităților din județ. Și pentru că nordul Moldovei a fost încă din secolul XVIII începând, dar mai cu seamă în secolul XIX-XX, un loc în care evrei au fost ca la ei acasă, comunități importante de evrei. La fel și în județul Neamț, în Roman, în Târgu Neamț, în Piatra Neamț, în Buhuș, pe atunci, în vreodată interbelic, da, care era Buhuș, la Neamț. Iarăși am zis că, uite, un subiect care merită aprofundat și în final a ieșit o carte, Evrei din Târgu Neamț. Nu pretind că am cuprins întreaga istorie a comunității evreiești. E un început, cine va continua, poate să aducă alte date și informații despre evrei din Târgu Neamț. Pentru că și-au pus aprenta în zona noastră. Nu numai în județul Neamț, în întreaga zonă. Erau chiar în orașele mici, în Dorohoi, în Fălticeni, în Pașcani, unde nu erau, și erau comunități foarte mari. Chiar în Piatra Neamț era o comunitate extraordinară. Eu am mai povestit parcă, când eram noi copii, era un domn la cinematograf cunoscut de toată lumea. Era domn Marcel. Dați seama, când eram copii, așa, el ne primea, ai bani, nu ai bani, hai intră. Nu era, cinematograful era, cum să spun, a doua noastră casă în perioada respectivă. Am aflat după Revoluție, când a murit, că a fost evreu. Tot orașul a rămas așa... Nu că s-au mirat, domnule, uite, nu știam de omul ăsta așa, dar domnul Marcel la deal la vale. Ce spune domnul Emil Nicolae, pentru că era și normal să oferiți lucrarea înainte de a fi tipărită, și e tipărită la o editură, editură care se numește o secundă... Hasefer. Da. E cura comunității, da. Cercetarea lui Emanuel Bălan, întreprinsă cu acribie și pasiune. Asta vreau să vă întreb. Câți oameni mai găsiți când mergeți dumneavoastră? Că eu știu că mergeți de ani de zile la arhive. Mai găsiți acolo? Domnul Gheorghe Radu? Domnul Radu. Gheorghe Radu a fost director la arhive. Așa. Doamna... profesor Drexler de istorie de la Petru Rareș. Mai vin profesori care vor să mai... Da. Din păcate, foarte puțin. Spre deosebire de alte arhive județene unde există o activitate de cercetare destul de important. Am înțeles. Dar ca și profesori de istorie, nu știu dacă sunt în județ 5 care să publice.
5 profesori de istorie. Din păcate, pentru că cam ar trebui să fie și una dintre preocupările profesorului aceea de a scormoni și de a reda la lumină trecutul unor localități. Spunea cineva și publicatul ăsta așa, cred că domnul Nicolae spunea că și publicatul ăsta, n-aș vrea să greșesc, dar am auzit-o, și publicatul ăsta în exces, nu știu dacă e un lucru bun, că nu mai există nicio barieră și da, fiecare din păcate, își dă cu părere. Ca și la dumneavoastră, domeniu, la dumneavoastră și istoricii, mai ales acum, cred că e foarte important să publice, într-adevăr, cei care au o voce. Deci, cercetarea lui Emanuel Bălan reușește să confere, spune domnul Emil Nicolae, coerență surselor documentare, unele cunoscute, altele mai puțin știute și altele deloc frecventate până acum, cărora le alătură o suită de surse orale. Interesant e faptul că autorul reușește să adauge informații noi la o referință considerată exhaustivă pentru perioada de până la momentul apariției, însă completarea ei cu date din istoria ulterioară a comunității din Târgu Neamț, cuprinzând și secvențele Holocaustului, da? Și secvența comunismului și secvența postcomunistă până în 2015. Da. Din păcate, încărcătura de fapte și de date din această monografie tinde să nu mai aibă corespondentă în realitate. Imediat, sinagogile din Târgu Neamț au fost dărâmate. Asta când? În timpul războiului sau în perioada comunismului? Perioada comunistă, da. Aha. Una a supraviețuit. Contribuția evreilor la dezvoltarea orașului s-a dizolvat în anonimatul colectivității, supraviețuiesc doar câteva personalități culturale prin diverse dicționare, eroii din războiul Mare Uniri, înscriși pe un monument și numele unor veterani din războiul de independență, așa apăruți pe câteva pietre tombale din cimitirul nou. Într-adevăr, dacă citim această carte, ne dăm seama că efortul dumneavoastră este important. Să scoateți la suprafață lucruri din perioada respectivă. Iată, cartea cu o comunitate cuprind, care... Da, cartea cuprinde pe lângă, mă scuzați că da, vă rog, cartea vă rog, cuprinde gata. Pe lângă istoria comunității și câteva capitole privitoare la personalități de origine iudaică născute la Târgu Neamț, despre care, așa cum spunea și domnul Emil Nicolae în prefață, nu prea se știu foarte multe lucruri. În afară de, să zicem, Moshe Idel, poate lumea a auzit de Moshe Idel, cel mai mare istoric al cabalei și al religiei iudaice. Despre restul nu se știu foarte multe. Ca un singur exemplu, pentru că am avut o surpriză plăcută acum o săptămână, celebrul poet Irving Layton, cel mai mare poet canadian, născut la Târgu Neamț sub numele de Pincu Lazarovici, emigrat cu părinții în Canada pe când el avea 3 ani, asta se întâmpla prin 1913, deci înainte primul război mondial, ajunge în Canada, schimbă numele în Irving Layton și devine cel mai mare poet canadian nominalizat la primul Nobel pentru literatură în 80. Naturalizat, da. Naturalizat. Uh-huh. Și am avut surpriza plăcută, acum o săptămână, să mă întâlnesc cu nepoata marelui poet venită la Târgu Neamț, tocmai din America, la 86 de ani, să-și caute originile familiei. Un personaj destul de interesant, doamna Sally Leach, că asta este numele dumneaei. A venit pentru carte? A venit că mai vine în Târgu Neamț? N-a mai fost de 20 de ani. La 86 de ani a zis că e momentul să revin, să-și descopere rădăcinile tatălui, pentru că mama evreică din Ucraina e la fel emigrată în Statele Unite. A fost o istorie. De asta eu mai spun aici la televizor, e foarte important. Deci prestația dumneavoastră a istoricilor puternici de calitate este foarte importantă, mai ales în ziua de azi, când vedeți cum e poporul ăsta. Parcă nici nu mai e interesat. Își ia bagajele și pleacă din țară, se duc. Ei, vedeți, numai oamenii aceștia care, cum să spun, au suferit. Ba din Ucraina, ba din... Ce a fost în suta asta de ani, în anii ăștia, a fost nebunie. Și trebuie cunoscut, pentru că nu eu o spun oamenii, dacă noi nu ne cunoaștem istoria, riscăm să facem greșelile.
un popor, da, spunea și Iorga, că un popor fără Nicolae... istorie e sortit da. Pe irii. Și doamna a trăit în printre poeți, printre cântăreți și îmi povestea chiar de faptul că unchiul său, poetul canadian, a fost textierul marelui Leonard Cohen. Deci vă și dați doamna seama la ce nivel se l-a joacă. Cunoscut pe Leonard Cohen, participa la serate muzicale. De și de fapt, nu Leonard Cohen, toată familia Miriam. Cohen, că toată familia au fost filozofi, intelectuali, poeți. Acolo în familia Cohen a fost deja, e un fenomen familia Cohen din, da, tot de origine iudaică. Tot la Târgu Neam s-a născut evreu, evident, Sorin Israel, care trăiește în America, este șeful departamentului de cercetări de la Brown University și șeful echipei care s-a ocupat de descoperirea genomului uman. Mm-hmm. El mai fiind... târziu studiat și de românul, mă rog, laureat al premiului Nobel, Emil... Palade. Palade, da. Deci da. Emil Palade a studiat împreună cu doctorul Constantinescu din București, l-am cunoscut, are, mă rog, e o somitate în domeniul medicinei și a lucrat cu Emil Palade pe studiul ăsta al genomului poporului român, studiul genomului poporului român și, mă rog, din păcate n-a mai trăit Emil Palade să-și ducă lucrarea la bun sfârșit, pentru că el a ajuns la concluzia că e ceva interesant în genomul poporului român, de ce pleacă și se întoarce. Nu există niciun popor, n-a întâlnit în studiul ăsta și a făcut studiu pe comunități din Maramureș, din Moldova, din... E destul de interesant. Anul trecut... Așa, sar de la una la alta. Anul trecut, eu sunt un fan de ciclism. Dar nu de pedal, știți cum? Aha, de fotbal, dar la televizor. Așa, cum sunt alții de fotbal la televizor? Eu mă uit la, cel puțin la două tururi, turul Italiei și turul Franței. Anul trecut, cei care urmăresc turul Italiei au observat că startul s-a dat din Tel Aviv. Fiind discuția aia cu ambasada, cu așa, startul s-a dat din Tel Aviv și întrebarea era de ce s-a dat startul din Tel Aviv. Competițiile astea sunt foarte importante, au o vizibilitate și o audiență extraordinară, poate în România nu, dar în țările civilizate. E bătălie pentru comunități să tragă desenul turului prin orașul lor, comunitatea lor, nu vă spun... ce înseamnă pentru unii oameni să treacă turul prin fața casei lor, ca să spun așa. Și am aflat că un român, așa, plecat din Piatra Neamț, un evreu plecat din Piatra Neamț, asta e o poveste extrem de interesantă, un român plecat din Piatra Neamț, locuiește în Statele Unite, fiul, de fapt, acelui român, și asta te rog eu dacă poți să-mi spui cine este omul ăla, e un om de afaceri, plecat de la Piatra Neamț, tot un evreu, am impresia, a plătit din buzunarul lui, stimați telespectatori și domn profesor, 20 de milioane firmei, cum să spun, celor care, organizatorilor turului Italiei, ca două zile, paramise, sau trei zile, nu mai rețin exact, turul Italiei să meargă prin Tel Aviv, zona respectivă, Ierusalim și lumea, toată planeta să urmărească toată treaba aia. Ei, banii aceia au fost dați de fiul acestui evreu plecat de aici din Piatra Neamț, județul Neamț, așa, om de afaceri a ajuns, nu cumva e cel cu pantofi, eu nu prea am găsit pe lucrurile, nu prea sunt așa la discreție pe internet. Da, nu. Așa, era un, știu că era un om de afaceri care, un evreu plecat din, și a ajuns în industria, mă rog, cu pantofi, cu ceva de genul ăsta. Ei, și am rămas stupefiat. Când am auzit lucrul ăsta, foarte, foarte interesant. Deci, un român care a dus turul Franței la... turul Italiei, pardon, la Tel Aviv, în Israel. La fel, ca să ducem discuția mai departe, ca să vedeți ce înseamnă, ce bătălie geostrategică este în sport, în, așa. La fel, Victor Orban da. Plătește prin niște...
mari firme, nu prin banii lui, și una este, atenție, Digi, o firmă Digi, o să mai vorbim despre lucruri, astea sunt lucruri pe care nu le discută nimeni la nicio televiziune, Digi, compania Digi, va susține și ea plecarea la anul a turului Italiei din Budapesta, da? Pentru vizibilitate, pentru lucruri de genul ăsta. Plătesc foarte mulți bani, tot la vreo 20 de milioane s-a ajuns. Știi, acum era întrebarea, pe când România? Pe când România? Niciodată. Noi suntem atât de înapoiați cu ai noștri lideri, vedem ce se întâmplă. E, vedeți și dumneavoastră ce bătălie e pentru țară, pentru... Dar asta cu românul este o știre extraordinară. Eu am mai spus-o aici la emisiune, nu, dar mi-am adus aminte. Știi, din păcate avem... Dar la fel, mă iertați, sunt foarte în vârstă. Bătrânul are vreo 90 de ani, 90 și ceva de ani, iar fiul peste 70. Deci, vă dați seama, vorbeam de cei care au... plecat din România. Avem foarte multe personalități născute în județul Neamț despre care nu știm mai nimic. Și e păcat. Și cred că și autoritățile au o vină în a nu-i populariza, a nu-i face cunoscuți. Că până la urmă, domnule, poate fi și o mândrie, poate fi și un prilej de, nu știu, de altceva. De promovare, de afaceri, de... Nu? La sașul de la una la alta, la zilele orașului la Târgu Neamț am transmis un mesaj autorităților. Felicitări pentru un moment autorităților locale. Ați primit o diplomă pentru implicare în viața cetății. Și am trimis un mesaj, le-am spus ceva, nu știu dacă s-au supărat, sper că nu s-au supărat, dar era... Mă rog, spuneți dumneavoastră. Le-am spus că primarul, viceprimarul, consilierii au cea mai frumoasă și cea mai onorantă meserie din câte pot exista în lumea asta, dar care îi obligă foarte mult. Și apropo de Consiliul Local... De ce e frumoasă? Că e bănoasă? Nu, pentru că e în slujba... Rimează cu bănoasă. E în slujba cetății. Și asta ar trebui să fie principala menire a celor care conduc un oraș, un județ, o țară, se gândească că sunt acolo pentru că oamenii au pus acolo. Și că ei, de fapt, sunt oamenii. Citeam un articol despre un târg nemțean care acum lucrează în poliția londoneză, în poliția metropolitană, și Cristi Angel se numește târg nemțeanul. Și spunea că, făcând Academia de Poliție la Londra, a găsit o deviză, deviza poliției britanice, spuse de întemeitorul poliției metropolitane engleze. Și citatul este în felul următor. Poliția sunt oamenii, oamenii sunt poliția. Cred că asta trebuie să fie și deviza celor care ne conduc. Da. Noi suntem oamenii, oamenii. Da, sunt cum, primarul. Cum reușim noi să schimbăm mentalitatea asta, dar înainte de toate să vedem cine este cu noi, cine e cu noi. Bună dimineața, sunteți în direct. Domnule profesor, eu v-am evocat în multe emisiuni anterioare dumneavoastră. Confirm. Când vine domn profesor? Este fanul dumneavoastră, americanul. Mulțumesc. Este fanul dumneavoastră, deci este într-adevăr. Și ce vă spuneam eu? Domnule, e greu de la Târgu Neam să-l chemăm de la școală, este și... director adjunct la o școală. Mai stăți, director? Încă da. Când am plecat dimineața în stație, eram... Și are meseria de director adjunct, îl implică să fie de asta, cum se cheamă, cu hârțoagele. Să facă tot felul de hârtii și efectiv îi ia din timp. Dar în rest este unul dintre cei mai activi oameni din județ, în domeniul ONG-urilor și... Mă lăsați și pe mine să vorbesc, domnul sunteți! Vă rog frumos, domnul profesor, vreau să spun ceva mai consistent decât laude și laude. Domnule profesor, noi să faceți parte din cei puțini care au rămas în țara asta. Cei puțini, nu neapărat cei aleși, că ar fi prea mult. Cei puțini care gândesc cu capul lor și își exprimă opiniile adevărate. Venind din istorie, dumneavoastră aveți învățămintele pentru prezent și pentru viitor. Încercați să ne luminați nouă mintea celor care suntem intoxicați de mass media asta nocivă, și vorbesc în special de cea de la București, evident, unde de acolo ce că vine ora exactă. Domnule profesor, mențineți lupta și steagul sus.
Pentru că a făcând parte din cei puțini care au mai rămas, și aș dori ca cei puțini rămas să, să devină din ce în ce mai mulți. Este o antagonism. Adică cei deștepți au plecat din țara asta că au înțeles și au simțit că ceva nu e în regulă. Dar noi am rămas să ne luptăm cu greutățile și să putem considera martiri când am părăsit încă România asta, din care au făcut conducătorii noștri din 90 până acum un iad. Deci noi vețuim în iad la ora actuală. Și atunci, domnule profesor, rămâneți pe barecade. Îi mulțumesc domnului Cătălin că mi-a dat posibilitatea în 2-3 minute să-mi exprim opinia. Acid sunteți! Acid sunteți! Îmi place! Americane, bravo! Așa este. Noi aici milităm pentru oamenii. Apropo de, oamenii de, vii. De informare. Și nu sunt de acord de... că numai fraierii au rămas în România și ăia deștepți pleacă. Nu. Nu. Au plecat pentru că au vrut să-și facă un trai mai bun și nu sunt de condamnat. Dar să știți că sunt oameni extrem de valoroși care au rămas acasă. Apropo de informare. Vă rog. Citiți cărți și nu vă informați de pe Facebook. Văd foarte multe lucruri pe Facebook, văd foarte mulți oameni care, între ghilimele, pun botul la fel de știri, ba mai mult le și distribuie și sunt alții care comentează, îți dau cu părerea. Era chiar un citat frumos că Facebook-ul a dat șansa fiecărui... nu mai continui să-și exprime părerea. Păi nu, dar este celebru scriitor laureat al premiului Nobel. Nu mai am... Și așa este. Nu, citiți informații. Cărțile sunt cea mai bună sursă de informare și de formare a gândirii, a mentalității, a opiniilor. Nu internetul și nu televiziunea. Pe carte dai bani. Eu de asta vă spun, mi-a făcut cineva un cadou niște cărți, vorbeam înainte de emisiuni. Dom'le, parcă mi-a dat, nu știu, aur, mi-a dat lucruri, pentru că e greu să scoți 35, 40, 50 de lei să dai pe o carte, nu? Da. Mai lesne este să intri și să cauți pe telefon. Așa, suntem pe ultimul loc în Europa la investiția în cultură, noi românii, la cumpăra cărți. Suntem pe ultimul loc în Europa. Cred că spune foarte multe lucruri despre noi. Și să lăsăm televiziunile, că nu avem presă în România. Hai să fim realiști, să o spunem pe aia dreaptă. Nu avem presă de informații în România, ziariștii cei mai mulți s-au transformat în judecători, în emițători de opinii, în cei care dau verdicte și așa mai departe. Tonomate? Tonomate, da. Tonomate de presă și nu vreau să enumăr, că știm foarte bine care sunt posturile de televizor. Plătiți, eu nu mai mă uit la televizor, la plătiți să tacă. Deci asta e foarte interesant. Plătiți să nu mai urmăresc știrile. Așa. Eu vreau să vă spun doar atât. Eu urmăresc presă locală din România. Avem ziariști extraordinari în țară, puțini, necunoscuți marelui public, dar care țin cum să spun, piept regimului. Gândiți-vă dumneavoastră numai cei de la ProTV ce probleme au în Franța. După emisiunea de la Franța. Dumneavoastră înțelegeți că și o să vorbim mâine. De mâine o să vorbim aici despre doctorii noștri care pleacă. Eu abia acum deschid și eu ochii. Avem nevoie de presă de calitate, de presă de cum și să apropo spun? de autorități locale. Tot la ProTV acum vreo 2 ani de zile a fost un serial cu românii care au ajuns în afară, primari, consilier local. Și era într-un orășel din Germania, era un domn plecat din România. Fără bani. Da, făcea, avocat de meserie. Făcea primăria, era primar fără bani. Fără bani. Știți că și în perioada interbelică consilierii locali și județeni nu primeau indemnizație? Mai spuneți o dată, deci în perioada interbelică... Consilierii locali, consilierii județeni... Nu din Germania. Nu, din România. Din România. Din România, consilierii locali, consilierii județeni nu primeau indemnizație. Primeau salariu doar primarul de și unde viceprimarul. Lucra. Și fiecare consilier da, de la locul lui de era muncă. O funcție onorifică, care chiar că te onora asta pe tine ca și ales, dar și tu trebuia să onorezi comunitatea. Și asta ar trebui asta să se întâmple și în ziua de astăzi. Da, deci ăsta e paradoxul. Eu strig aici în gura mare și am să o spun până în ultimul minut în care voi mai face emisiune. Sper să mai fac
Așa, iată, avem aproape 2 ani de zile facem emisiunea asta, ni se cânta prohodul așa de hă-hă. Și iată, facem emisiunea în continuare și o facem, cred, cine că nu mă crede, onest. Cine la nu modul mă crede cel mai că onest. Nu spun adevărul despre... Nu vă cred, dar am găsit într-o carte cu... Am găsit într-o carte, parcă ați scris dumneavoastră. Nu, îi trimit la arhivele județene Neamț, le dau chiar denumirea fondului, numărul dosarului, numărul de pagină, unde pot găsi informația. Sunt documente oficiale din acea perioadă. Eu de asta spun, strig în gura mare, cum de nu te revolți, române, când tu ești, ai statutul de sclav și te bucuri că ai o pensie de... Da? Și ar fi mai crescut. Nici măcar în timpul regimului comunist, acei... Uitați ce spune istoricul! Acei membri ai Sfatului Popular, știți că fiecare localitate avea un sfat popular, numărul varia în funcție de mărimea orașului. Din rândul acelui sfat popular se alegea comitetul executiv al primăriei, de fapt cel care împreună cu primarul... Cum ar fi consiliul local de azi? Să zicem că nu era chiar un consiliu local, consiliul local era sfatul popular. Nici ei nu erau remunerați. Doar activiștii aia de partid care... Doar aceia activiști de partid, erau așa. Dar și consilieri locali de atunci, ei, nu, și asta nu pe erau remunerați. Mă miră astăzi în România că nu aud unul. Și știți, când auzi să emis tu, să spun, nu mai spui tu același lucru, zici, bă, nu cumva ești nebun, te mai întreb, bă, nu cumva așa. Eu când întreb, băi, nu vă deranjează că un deputat și-a mărit salariul, și-a mărit indemnizația. Dragnea, cu 2 luni înainte el și-a indexat salariul de a intra la pușcă. Pe mine mă deranjează lucrurile astea. Pe dumneavoastră nu vă deranjează? Și de mâine o să vorbim, să vedeți ce se întâmplă în spitale, în școli, cum sunt îndepărtați doctorii tineri. Au venit doctorii tineri în spitalul nostru extraordinar și pleacă plângând cu lacrimi în ochi. Pleacă din spital pentru că cei bătrâni, cei știu și la Târgu Neamț cazuri. Cazuri, așa, dumneavoastră știți, mi-a povestit cineva de o doctoriță din Târgu Neamț care face niște operații senzaționale, o doctoriță tânără, tot așa. Dar vă dau și eu un nume de, vă dau un exemplu de ortoped din Târgu Neamț care este senzațional. Dați. Alexandru Pătrașcu. Ortoped. Ortoped, venit de la Iași, e basarabean de origine, a dus culmea de către director și de către primar, pentru că au aflat că e bun și care a avut probleme tot cu cei mai în vârstă în spital. Exact, deci noi astăzi, dar vedeți, dar nu e rău că ne-am deplasat din zona asta, pentru că, repet, de la zi la zi vedem că țara noastră se prăbușește, se scufundă. Oamenii care mai au un cuvânt de spus, așa, nu sunt nici lăsați, nici ascultați. Băi, nu-i corect. Nu-i corect să lăsăm doar o categorie infimă de oameni să trăiască, cum să spun, la standarde extraordinare, iar ceilalți să fie muritori de rând de la un capăt la altul. Nu-i corect. Dar știi că nu-i tot corect. Noi avem vina? Cum să lucrezi 40 de ani în învățământ și să ieși cu o pensie de nici 2000 de lei? Cum? Cum să faci lucrul ăsta? 2 minute publicitate. În 2 minute. Avem din 4 ani un drept obținut. Mm-hmm. Să luăm, cum să spun, să luăm ca atare, serios. Să, știu, eu aș fi pentru, nu știu, e părerea mea, acum sper să nu deranjez pe unii. Cei care nu se prezintă la vot ar trebui amendați. Sunt țări în lume care au această legislație. Nu, știți ce se întâmplă? Ați vorbit și o să vă invit să vorbim după publicitate despre lucrul ăsta. Dumneavoastră sunteți, eu așa v-am cunoscut, ca un de-asta, ONG-ist foarte, foarte implicat în viața cetății. Un om care, cum să spun, ei, asta trebuie să facem noi. Ați spus un lucru interesant. Și comuniștii mai făceau muncă pe gratis. Adică acum totul să fie plătit la maxim. Știți ce ar trebui să facem noi? Să reinventăm voluntariatul respectiv. A venit la mine un domn zilele trecute din Bicaz, pensionar, și a spus, m-am simțit extraordinar, s-a dus cu un ONG pe lacul Bicaz, cred că ai citit, au strâns peturi acolo. Da. Și eu din Bicaz, pentru că am văzut, m-am dus eu și m-am alăturat locul. Știți că nici la familie n-am spus? Deci omul era extraordinar de entuziasm. Știți că în vestul Europei una dintre condițiile de admitere la facultate e dovedirea faptului că tu în timpul liceului ai făcut voluntariat?
da. Și trebuie să prezinți dovezi. La un moment dat, prin sondaj, aceea sună să vadă, domnule, e adevărat că respectivul a făcut voluntariat sau a obținut așa o diplomă, cum se practică și lucrurile la... Lucrurile astea le-am citit în Statele Unite. În Statele Unite se inoculează noțiunea asta de voluntariat. Dumneavoastră știți că aveți băiatul ăla voluntar în Corpul Păcii, americanul ăla, care era prietenul dumneavoastră prin Târgu Neamț, toți erați așa. Deci băiatul ăla terminase facultate, universitate și s-a înscris în Corpul Păcii, un ONG de ăsta care te trimite oriunde în lume să faci voluntariat, așa, îți dă și vreo doi bani să ai de cazare, de așa, dar nu de maximă distracție. Și Jeff era numele. Jeff, da, Jeff, americanul Jeff. Jeff, da, care a venit în Târgu Neamț și, cum să spun, era a fost pentru el, România a fost senzațională. Nepoata lui Irving Mai ține slăb. Așa, Sally Ketch, la 86 de ani face voluntariat. Mi-a spus că cât mai are de trăit, vrea să cunoască lumea și acolo unde se duce să facă voluntariat. Ei, pe mine mă sperie faptul ăsta că noi care suntem o societate creștină, o societate, cum să spun, așa, la noi este, cum să spun, crește indiferența asta, copacul indiferenței în România, ceva de bă, las că merge mie bine, nu mă interesează de ala. Bine că e ceva rău. Eu cred că ăsta ar fi lucru pe care trebuie să-l... Și e ceva din istorie. Aici putem vorbi... Vedeți, multe răspunsuri se găsesc la istorici. De-aia trebuie să-i scoatem pe istorici, să-i primim, cum să spun, iar cărțile lor să le savurăm, pentru că, repet, n-avem cum să analizăm sau cum să mergem noi în arhive. Dar oamenii care o fac ar trebui să aibă o voce mai... La noi mai, aveți treaba atunci când cineva a stat cu biciu deasupra noastră. Aha. Dictatura e suprema noastră din stare, păcate, așa de sunt, fapt. Așa am fost. Numai atunci când cineva, atunci s-au mișcat lucrurile. Incredibil. Dar nu se întrevede ceva la generația tânără, la cei care vin acum? Cum vedeți? Da, e greu. Da? Atâta timp cât... Părinții sunt construiți așa și părinților... Sunt, da. Asta e greu. Da. Dar nu e imposibil, am zis, nu este imposibil. Adică dacă fiecare am încercat, nu știu, unul într-o școală, celălalt în altă școală, celălalt într-o primărie, să încerc să miște lucrurile... Ei, în America, de la vârsta de grădiniței, așa, cântă, dansează, primele lucruri astea se inoculează. Foarte interesant. Să îl ajuți pe celălalt, să-l ajuți pe copil... Deci ajutorul ăsta, implicarea în societate este, cum să spun, va fi salvarea noastră. Și încă mai spun un lucru, dar poate mulți o să-mi dați în cap, la ora actuală, biserica ar avea un mare cuvânt, așa, să salveze neamul ăsta de la prăbușire. Dar văd că nu o face. Văd că, într-adevăr, este destul de complicat. Stăm și așteptăm că o să vină viitorul președinte. Băi, nu o să ne facă nimeni, nimic, dacă nu se aude o voce în țară. Eu asta, repet, o mai spun o dată. Cum de nu vă deranjează când vedeți că ăștia sunt atât de bine plătiți la televizor, au bani și de drum, și de masă, și de casă, și de decontare, și de nu știu ce mai trebuie să le mai decontăm, da? Și noi nu putem trăi decât cu salariul minim. Marea majoritate... Cel puțin Neamțul, ați văzut, salariul minim, e primul județ cu salariul minim. Vedeți, ies lucruri. Da, să mai luăm și noi biciu, zic. Da. Adică biciu, dar să mai luăm și noi în mână, nu numai conducătorii noștri. Bine, luăm publicitate și ne întoarcem cu invitatul nostru, domnul profesor doctorand Emanuel Bălan, din Târgu Neamț.